Salutare fraților și bine v-am regăsit la cum să devii trapper în 2020. Oh my god. Lăsând deoparte acest capitol, am văzut că acum cu ocazia pandemiei sau cu orice, toți copiii au nevoie de bani pentru a-și cumpăra iPhone 12 și eu am nevoie de bani, dar eu măcar muncesc cinstit. O să strâng bani și eu de iPhone 12 mini și poate o să-i facem un unboxing peste câteva luni. Mă rog. Dar dacă vrei și tu să-ți cumperi un iPhone 12 și nu știi cum să faci bani pentru că nu te angajează nimeni la supermarket, by the way, păi, ai ghicit. Trebuie să devii un trapper pe YouTube-ul românesc. Adică uite la Lil Dani, cascas, apă și foc, nu știu câte vizualizări au, ia să vedem. A făcut în 2 luni, by the way, dragii mei, 430k, adică 430.000 de views. Cu ce? Pentru că el se preface că cântă? Și dacă și tu vrei asta, astăzi eu o să-ți prezint, nu 10 pași, nici nu știu câți pași, că nu am numărat, dar trebuie să fii foarte atent să-i enumeri și, da. Hai, fii atent aici la mine. Păi, prima oară îți trebuie un beat. M-am gândit eu la tine dinainte, nu trebuie să faci tu un beat, trebuie decât să cauți pe YouTube free beat. Perfect, nici mai căutăm aceea. Îl iei pe ăsta, dacă ai o aplicație, descarcă pe calculatorul tău de la bunica, nu știu, cu Intel Pentium 2, nu știu, sau ce avea tu în el, poate ai i9, nu știu, dar nu-ți permit să și avea, nu știu, i9, frate, orice avea tu, descarcă o aplicație pe care poți să faci muzică, depinde, descarcă beat-ul ăla în ea, după ce ai descărcat beat-ul ăla, neapărat, du-te pe AliExpress și cumpără-ți toate fake-urile pe care le găsești, Philip Lane, Gucci și să nu uităm de bagnote de bani falși. Bine, nu vă cumpărați de hârtie, dar cumpărați o bani falși o grămadă ca să vă flexați așa la oameni pentru, și asta o fie următoarea idee, cum să devii un trapper, să vă flexați la oameni că voi aveți bani, mă, dar voi aveți bani fake, dar să nu faceți deloc frumos, să nu vă flexați cu bagnote de unde îți faceți, uite, mă, ce am ești tu, nu ai, îmi zice bagnote de 50 de bani, hai că da. Ok, după ce faci asta, trebuie neapărat să găsești versuri. Păi, fanshit, m-am gândit la tine și de data asta, dragul meu abonat, și nu va trebui, decât dacă ai tu o imaginație super creativă, să iei tu pixul și să scrii. Nu, doamne, că obosești dacă faci tu asta și nu, și na. Trebuie neapărat să scrii pe internet versuri trap. O să-ți dea. Bine, încearcă să cauți ceva interesant, nu da pe primul click, mă rog, acum, dar găsești unul care ți-e place. Următorul capitol este video. Fă un video cu orice telefon. Fă cu iPhone-ul tău 5S sau 6 sau cu S4 primit de la bunica sau ceva de genul. Fă un video, pentru că dacă n-ai un video, e shit melodia. Și după le unești pe toate și încerci să pui neapărat, că era să și ui de chestia asta, pune autotune. O să-ți salveze viața. O să-ți salveze viața autotune-ul. Păi, bineînțeles, video ăsta a fost la Caterinca, bineînțeles, dar sper că v-a plăcut, ce am fost Darius și până de data viitoare, mai bine uita să lași un like, să ajungem la 10.000 de like, nu, glumesc, de la 10 like-uri și un subscribe pentru că aș vrea să fac 1.000 de abonați și aș fi cel mai fericit dacă aș face 1.000 de abonați. Până atunci eu v-am lăsat, am fost Darius și până de data viitoare, numai bine. Bye, bye!